venit, dragi telespectatori, la o partidă, am putea să-i spunem, istorică pentru basketul feminin Sânt Marian. Primul meci pe teren propriu din play-off-ul Diviziei A la Satu Mare pentru echipa din Satu Mare. CSM Satu Mare întâlnește Basket Club Bicim Arad după ce în prima partidă la Arad echipa campioană încă, Basket Club Bicim Arad, s-a impus 66-56 după ultimele 3 minute în care a reușit să înscrie 10 puncte fără să primească vreunul. Iată, astăzi e un soi de revanșă, meciul cu numărul 2, e acum presiunea doar pe umerii fetelor noastre, pentru că o eventuală victorie a rădencilor ar închide practic acest sfert de finală, însă o victorie a echipei din Satu Mare ne dă șansa să sperăm la calificarea în Final Four și, bineînțeles, trebuie urmat victoria de astăzi de un succes și vineri în meciul decisiv al treilea de la Arad. Florin Mureșan și Doru Vilipaș vă salută. O sală arhiplină la liceul cu program sportiv, așa cum ne-am obișnuit de altfel în ultimele partide pe care echipa din Satu Mare le-a avut în divizia la basket feminin. A fost sala arhiplină și cu Sfântul Gheorghe și cu Alexandria și iată acum nu e loc să arunci un ac. E drept într-o sală micuță ale PSU-ului, dar care începe să se învețe cu un basket de calitate și să sperăm și cu performanțe din ce în ce mai bune pentru sportul sătmărean. Iată componența celor două formații, campioana Basket Club Bicim Arad a venit la Satu Mare cu Andra Ionescu numărul 5, Senendrie numărul 6, Anca Bolțașu numărul 7, Anita Meisaroș cu numărul 8, 22, Ștefania Pal, 11, Daniela Bucică, 12, Chine Canu Fatu, 13, Enică Tarța, 14, Bianca Urban și 15, Laura Pal, antrenor Dan Moraru. Echipa noastră, numărul 5, Kinga Osmut cu 7, Claudia Pop cu numărul 6, Laura Drăgoescu, numărul 8, Cristina Montișan, numărul 9, Zucor Tinde, numărul 10, Ivan Monica, numărul 11, Adina Pop, numărul 12, Andreea Nemeș, cu 13, Cheris Graham, 14, Meisaro și Izabela, și cu numărul 15, Adriana Pricop, capitanul echipei, antrenor Dan Flășeriu, manager Petru Eleș, președintele CSM-ului e domnul Vasile Fogel. Va fi arbitrată partida de astăzi de Doru Vina și din Cluj-Napoca și Laso București din Târgu Mureș, comisar al Federației Române de Basket, domnul Radu Vaida din Oradea. Astăzi înceapă așadar partida a doua din cadrul play-off-ului, a sferturilor de finală a play-off-ului Divizia la basket feminin. Fetele noastre hotărâte să egaleze astăzi și să meargă în decisiv. Au fost aruncate și câteva petarde, le-am spune noi, din partea Radului. Înaintea meciului, presa arădeană, antrenorul Dan Moraru, probabil conștient că vor fi citite declarațiile dânsului și la Satu Mare, a anunțat că va veni doar cu 6 senioare la Satu Mare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Era anunțată Bianca Urban ca accidentată și că nu vine la Satu Mare. Nu s-a întâmplat așa. Sunt prezente fetele care au făcut un meci, trebuie să recunoaștem, bun. Arădâncele au fost superioare echipei noastre în partida de vineri și mai ales finalul a fost al lor. Apărarea a făcut diferența. Și până la urmă, ultimele 3 minute de la 56-56, Aradul a reușit o victorie 66-56, practic și-au anihilat adversarele pe final, pe ultimele 3 minute. Începe așadar partida a doua din sfertul de finală dintre Basket Club Bicim Arad, campioana țării, și CSM Satu Mare. Primul atac pentru arădence. La Arad, cea mai bună jucătoare a meciului a fost Anita Meisaroș, numărul 13, 200 mărence, reamintim, în lotul celor de la Arad. E vorba de Anita Meisaroș, numărul 8, și Enică Tarța, numărul 13, fica antrenorilor de la LPS, Enică Tarța și Marius Tarța. Iar Anita Meisaroș este soră, dar acum adversară, cu Izabela Meisaroș. Și prima recuperare, scapă mingea, însă arădencele, Anita Meisaroș pierde surpa nou și avem șansa să înscriem primele puncte în această după-amiază. Zucor, Pricop, așteaptă Claudia Pop, mai departe Laura Drăgoescu, Claudia Pop, sub coș, aruncă, însă se apără foarte bine acolo jucătoarele de la Arad, aruncă și Zucker, Zucker ratează și ea și rămâne 0-0. A trecut un minut din acest meci, se pare că presiunea e de ambele părți, iar rădăcele, chiar dacă nu o recunosc, nu cred că ar vrea să mai meargă și decisiv, paș Anita Meisaroș.
face datoria. O galerie inimoasă pe care o are CSM-ul și în această după-amiază, o galerie pe care a avut-o în premieră și la Arad, la meciul pe care echipa noastră l-a jucat vineri. Aruncă de 3 puncte Laura Drăgescu, 3-0. Așa am început și la Arad, însă e bine să și continuăm în același ritm. Și la Arad, primul sfert al fost al fetelor noastre, am condus 18-11, a fost la un moment dat 9-3, s-au încurcat una pe cealaltă, Adriana Pricop aruncă de 3 puncte și Eni Chiotarța, 3-3, așa a început și meciul de la Arad cu 4 aruncări de 3 puncte reușite, 3 de Satul Mare și una de cele fetele din Arad, aruncă și Claudia Pop. De data aceasta, mingea a refuzat să intre în coș. Rămâne 3-3. Daniela Bucică, Sene, Chine, două senegaleze, două sătmărence în echipa din Arad. S-a apărat foarte bine la Anita Meisaroș, Claudia Pop, pătrundere, pasă Laura Drăgoescu, coș! 5-3! A meciului, fetele împreună cu stafful tehnic și cu conducerea administrativă a CSM-ului au împărțit publicului fulare roș-albe, culorile clubului sătmărean. S-a apărat foarte bine Monica Ivan la Chine, Fatou Kané. Aici va fi cheia meciului, în tur senegaleza a reușit 17 recuperări, prima greșeală personală pentru Laura Drăgoescu. Aradul rămâne la 3 puncte marcate. Au fost câțiva pași în plus, dar nu mai contează pentru că recuperează și Sene, care trimite în spate mult prea tare pentru aceeași Enică Tarța. Joc pe contre, Zucor și Cos, 7-3. Încă n-a jucat nicio secundă Cervis Graham, pasă și înscrie de sub coș Chine Fatou Kané. Spuneam 17 recuperări pentru ea în prima partidă, cea de vineri de la Arad. Astăzi se pare Dan Flășeriu va avea o rețetă specială pentru această senegaleză. Monica Ivan este cea care se va apăra la Chine Kané. Pătrunde Pricop, aruncă și Miza refuză să intre în coș. Șapte la 5, la jumătatea primului sfert, suntem două aruncări libere pentru Adriana Pricop. Prima intră, 8-5. Și e 9-5. Aceea Sene, duel cu Laura Drăgoescu, scoate la Eni Chiotarța. Aruncă Tarța și înscrie 2 puncte, 9-7. Și în primul meci Eni Chiotarța a fost cea mai bună jucătoare de pe teren și cea mai bună marcatoare pentru Vici Marat, 18 puncte reușite de ea. Laura Drăgoescu, 3 puncte, 12-7. O mică galerie din Arad. De altfel, gruparea arădeană are parte de
fan club chiar și sunt suporteri care activează pe site-urile de specialitate, au și bloguri dedicate echipei, pătrundere excelentă, Micuță Zvârlunga, senegaleză cu numărul 6, Senendie. Claudia Bob, Galita Meisaros, Monica Ivan, pătrunde Monica Ivan, fault la Daniela Bucică. Puține greșeli personale la acest început de meci. De două de fiecare parte, au trecut deja 5 minute și jumătate din primul sfert. Acum atmosferă excelentă și un joc bun de ambele părți. Aluncă din nou Drăgăescu! 3 puncte! Laura Drăgăescu, încă 3 puncte pentru ea. 9 puncte pentru Laura Drăgăescu din 15. Avem atacul. În mod normal, mingea mi s-a părut mie, a ieșit din Daniela Bucică. Tarța, se apără Priclop la ea. Se apără bine acolo Priclop și Monica Ivan. O pasă la Claudia Pop, mult prea tare dată pasa de Adriana Priclop. Rămânem în avantaj 15-9. Și avem contraatacul, pas la Adriana Picop, Laura Drăgăescu, până acum cea mai eficace dintre jucătoarele noastre, Costi, 17-9. Fault, a doua greșeală personală pentru Claudia Pop. Și Andreea Nemes a jucat foarte puțin la Arad. Probabil va intra ca să facă marcaj la această chine Fatucane. Prima aruncare ratată, nici la Arad nu au intrat în aruncările de la libere. De 3 puncte, mult prea tare, recuperează Drăgăescu, mai avem 24 de secunde de atac. Drăgăescu e omul cu aruncările de 3 puncte, scoate la Andreea Nemes, mai departe merge mingea, aruncă și nu putem spune decât că din nou avem șansă. Aruncă și Țucăr, aruncă Drăgăescu, gol! 12 puncte reușite de Laura Drăgăescu din aruncări de 3 puncte, 20-9. Fault făcut de Tim de Țucăr. Profit două aruncări libere pentru Arădence. E locuită Chine Fatu. Greșeli, așa că nu sunt încă două libere pentru Arădece, 4 greșeli de echipă pentru Satu Mare, 2 doar pentru echipa din Arad. Aruncă Enică Tarța, din nou aruncare reușită pentru ea de la distanță. Aruncă și Drăgăescu, ratează de data aceasta. 20-12, 1 minut și 50 de secunde până la pauza dintre sfertul 1 și 2. Anita Meisaros aruncă și ea și reușește 3 puncte.
20 la 15 se apropie Arădeni, cele două aruncări de 3 puncte și iată-le revenite în joc. Zucor, Pricop, aruncă și Pricop de 3 puncte. N-a vrut mingea să intre în coș. Ghinion pentru Adriana Pricop. Rămânem însă în atac și în avantaj. Toată echipa de handball a CSM-ului în tribună, alături de colegele de la basket, deși normal să fie așa. Pricop pătrunde, scoate pentru Zucor. Excelentă pasă pentru Monica Ivan, însă paș. S-a trezit și la piață și la galeria Radului. Arată copios de publicul sătmărean. Tarța trece de Andreea Nemes, însă se bate acolo pentru această minge Andreea Nemes și până la urmă reușește să recupereze. Avem atacul. Tot astăzi se joacă și celelalte meciuri din play-off, din sferturi. Vom vorbi despre aceste meciuri în prima pauză sau la primul timeout. Aruncă Pricop de 3 puncte, nici de data aceasta nu intră. Ultimele 30 de secunde din primul sfert. Hai să ne apărăm fără coș. Aruncă Mesaros și neatentă Laura Drăgoescu. Nervos Dan Moraru, dă coș, nu știu dacă l-a înțeles. Senendie, sigur, era coș și fault, așa vor fi doar două aruncări pentru micuța senegaleză. Aruncă și ratează, parcă ar fi știut antrenorul Dan Moraru ce urmează. N-a reușit prea multe din aruncări libere, un singur punct pentru Arădece, ultimele 15 secunde, ultimul atac pentru noi, Drăgoescu, Ivan mai departe, liberă Drăgoescu, trebuie să aruncăm la coș, 5 secunde, aruncă Zucor, coș, ultimul coș, 22 la 16, final de sfert. 22 la 16 în primul sfert final. Încă Cherise Graham n-a jucat nicio secundă și cred că e o tactică pe care i-a pregătit-o lui Dan Moraru, celălalt Dan, dar flășeriu de pe banca noastră. Un prim sfert pe care trebuie să recunoaștem l-a făcut, diferența a făcut-o Laura Drăgoescu cu aruncările de la distanță, 12 puncte reușite de ea în primul sfert. Au fost 4 aruncări de 3 puncte reușite de Laura Drăgoescu. De partea cealaltă, arădencele stau și ne arată că stau deocamdată doar în jocul sătmărencei noastre, Enike Tarța. Deja Municipal Târgoviște conduce 27 la 9, la Craiova, Govora conduce Sfântul Gheorghe în sfertul, după primul sfert cu 14 la 10, puține puncte marcate în primul sfert, așadar 27 la 8, nu la 9. Târgoviște se va califica în semifinale încă din această seară. În cazul în care fetele noastre reușesc să învingă în aceste două meciuri de Aradul, cel de azi și cel de vineri, vor juca în semifinale Municipal Târgoviște, dar deja e o performanță pentru formația noastră și clasarea pe acest loc de play-off, locul 5 până acum asigurat pentru CSM Satu Mare și un loc de cupă europeană. Ce e mai departe, spune noi, e bonus. Intră și Cherise Graham. La 16, încă 10 secunde mai ar mai fi de pauză. Se mai joacă
Giurgiu și Oradea cu Teleorman, însă meciul începe peste o oră doar. A început sfertul 2, Arădencele în atac. A intrat Andra Ionescu. Se apără bine Tride Țuntor și Graham pornește pe contraatac. La urmă liniștește atacul nostru. Mai departe Țuntor, Graham, Țuntor. Din nou Graham. Aruncă de 3 puncte. Gol! 25-16. Scrie Ceris Graham. Primul coș, prima aruncare, primul coș de 3 puncte pentru Graham. Se apără la Enică Tarța, Anita Meisaroș și din nou ne apărăm noi de data aceasta foarte bine. Dă replica Dan Fleșeriului, Dan Moraru, fault la Daniela Bucică. S-a trezit și tabela la viață, până acum nu erau puse nici punctele, nici greșelile personale. Time-out cerut de Dan Moraru, se pare că nu i-au ajuns secundele pe care le-a avut la dispoziție în pauza dintre sfertul 1 și 2 lui Dan Moraru. A solicitat timp de odihnă. După doar 50 de secunde jucate în sfertul 2, s-au apărat foarte bine fetele noastre, 25-16, e diferența de 9 puncte în minutul 11 a acestei partide. Govora se distanțează 17-10 în meciul cu Sfântul Gheorghe. Jucătorilor sale. Avem atacul. Graham, Nemes. Excelentă combinația, aruncă și scrie Ceris Graham. 27-16, a intrat și a și reușit 5 puncte într-un singur minut. Aproape Monica Ivan să recupereze în fața lui Tarța, aruncă și ratează. Drăgoescu pătrunde pe lângă Andra Ionescu și scrie, păcat că nu s-a dat și fault. Ar fi trebuit să se dea și fault. Adriana Picop a intrat în teren, noroc că n-au văzut-o arbitrii. 29-16. Crește încet avantajul echipei noastre. Tarța n-are soluții, nu mai e lăsat atât de ușor să arunce de la 3 puncte. A încercat un paravan acolo, aruncă Tarța. Greșește, ne apărăm excelent, trebuie să recunoaștem în sfertul 2. Țuncor, aruncă Nemes, 3 puncte! 32-16, aruncă de 3 puncte și Andreea Nemes. Perfect de sfert 2, fără replică, Dan Moraru a cerut și timeout degeaba. Meisa Roș, fault Laura Drăgulescu. Două libere pentru Anita Meisa Roș. În prim sfert, foarte slab făcut de Anita. Trebuie să recunoaștem acest lucru. N-a mișcat în fața apărării noastre, aruncă și înscrie Anita Meisa Roș. Și s-a făcut 32-18. Schimbare, intră Pricop în locul lui Tim de Țucor.
altfel arătencele stau bine la capitolul greșeli personale. A doua, cum pare pe tabelă, două greșeli personale, dar pentru tine, în rest, trei jucători cu câte o greșeală, un foul, Tarța, aruncă Meisaros, se apără însă din nou foarte bine Monica Ivan, împreună cu Nemes, blocaj făcut acolo în fața Anitei. Nemes, singură sub coș, scrie Andreea Nemes, pare a fi până acum cel mai bun meci al ei la Satu Mare. Cât a jucat, n-a evoluat foarte mult în retur la CSM Satu Mare, sau cel puțin ce am văzut noi în meciurile de la Satu Mare. Aruncare ratată pentru Daniela Bucică. Aruncă și ratează, dar recuperează fetele noastre prin Laura Drăgoescu. Din nou Nemes, parcă ar vrea să confiște mingea. Tricop comodată de Daniela Bucică. 6 secunde, aruncă Ivan. Goal! Erau 6 secunde din acest atac și s-a făcut 37-18. Minutul 14, 4 minute, echipa noastră s-a distanțat de la 22-16 la 37-18. Knockout făcut Dan Moraru în acest sfert. Fault făcut de Andreea Nemes, prima greșeală personală. Iese Laura Drăgoescu, intră din nou în teren Claudia Pop. Pătrunde SN, scoate foarte bine la Kine Fatuca, ne combinație senegaleză reușită, 37-20. Cervis Graham, Tricop, Nemes, bună combinația cu Urse, Ivan. Ar fi trebuit să se dea fault acolo, arbitrii au refuzat acest lucru. Aruncă de 3 puncte, recuperează Graham. Pop pe contraatac, fault. Ce fault urât făcut de Enică Tarța. E prima greșeală personală pentru Enică Tarța în această după-amiază. Două aruncări va avea Claudia Pop. Greșeală personală și pentru Cherise Graham. Pop SN se apără acum Pop la Meisaros, cât pe ce să recuperăm. Aruncă din nou de 3 puncte și înscrie Tarța.